Distracție în prima zi de Paște în capitală. Tinerii, dar nu numai ei, au ales să meargă la petrecerile organizate în puburile și restaurantele din oraș. Localurile s-au pregătit cum se cuvine pentru aceste zile de sărbătoare. Clienții care le-au călcat pragul au avut parte de mai multe surprize, printre care spectacole de dans, orchestre live și mâncare tradițională de Paște. Printre petrecăreți și-a făcut apariția Oana și Viorel Lis. Ei au dansat și s-au distrat cot la cot cu ceilalți invitați. Oana, îți place în țara asta? Viorel a înviat! De cine îți place mai mult? Viorel a înviat, e adevărat, a înviat! Stai să zic eu, Viorel când era mic și ce făcea? El ciocnea o ouă de dinozaur!